Bun găsit! Astăzi vom afla istoria Parcului Central Simion Bărnuțiu, sau Parcul Mare, cum e cunoscut de toți clujenii. Pentru început, câteva picanterii despre această oază de verdeață. În secolul al XIX-lea, mai exact în anul 1862, pe malul lacului, în serile de vară, dădea concerte un cor format din tineri comercianți. Câțiva ani mai târziu, în acest parc s-au organizat și campionate de patinaj. Cert e că în cei peste 185 de ani de existență, parcul a fost martorul unor evenimente extrem de interesante. În secolul al XVIII-lea, între Someșul Mic și Pârâul Morii, exista un teren mlăștinos numit Păduricea cu Furnici sau Lunca Furnicilor. Această zonă sălbatică, plină cu apă și vegetație, era ocolită de clujenii din cetatea veche. Un secol mai târziu, terenul a ajuns centrul unei afaceri înfloritoare. Meșterul blănar, Ianoș Meleg, a deschis aici un han și a început să facă negoți cu alimente și băuturi tari. În 1827, terenul a fost închiriat de Asociația de Binefacere a Femeilor. Doamnele, sub îndrumarea unei contese, au început să amenajeze un loc de promenadă care avea inițial o singură alee. Parcul, clujenii spun Parcul Mare. Numele oficial este Parcul Simion Bărnuțiu. Foarte interesant, marele revoluționar născut la Bocșa, în județul Sălaj, nu are niciun bust, nicio statuie aici. Se numește, multă lume crede că din 1989 se numește oficial Parcul Simion Bărnuțiu. Nu, și în perioada interbelică purta numele de Grădina Bărnuțiului sau Parcul Bărnuțiului, deci nu este o inovație recentă. Clujenii îi spun și astăzi și îi spuneau Parcul Mare. De unde? De fapt, în limba maghiară, numele era Shetater, adică loc de promenadă. Dar exista un alt loc de promenadă și așa numitul Parc Elisabeta, în spațiul în care se află astăzi Catedrala Ortodoxă, care era numit de clujenii de atunci în limba maghiară Kis Shetater, adică promenada mică. Și având în vedere dimensiunile actualului parc, dimensiunile parcului alei sunt aproape 900 de metri. Îți spun exact, ele sunt 880 de metri, pentru că eu fac des pe aici jogging, am pedometru, deci asta. Și datorită întinderii sale și datorită tradiției, se spune Parcul Mare. Noi suntem acum unde filmăm, la extremitatea spre stadion. Dar aici a început parcul, pentru că inițial, la capătul străzii Moților, confluența cu actuala stradă Coșbuc, era o grădină a unui mare conte, noi am mai vorbit de el, Haller, unde această grădină se întindea cam până la canalul Morii. Ei, acest conte Haller l-a primit aici și pe împăratul Francisc I, despre care am vorbit cu ocazia obeliscului, și pe Francisc Iosif, deci împăratul Francisc Iosif se spune că a trecut, dar Francisc I și Iosif al II-lea, înainte, au vizitat această grădină. E, această grădină, de care vorbesc, din capătul străzii Moților, confluența cu Coșbuc, a fost cumpărată de către o contesă, Rosalia Ciachi, care era soția președintelui guberniului Transilvaniei, Ianoș Ioșica, și ea era președinta Asociațiilor Femeilor din Cluj. Deci, inițiativa constituirii acestui parc a fost din partea femeilor. Ce se întâmplă? Grădina respectivă a fost numită Nepkert, adică Grădina Poporului. Între timp s-a făcut o alee, aleea s-a transformat într-o străduță. Străduța până la urmă a fost ca să lege acea străduță de această zonă care se numea Lunca Furnicilor. Lunca Furnicilor, că era un loc mlăștinos, aflându-se între Someș și Canalul Morii sau Canalul Morilor. Și atunci s-a făcut și acest un poduleț mic, bineînțeles pietonal. Astăzi este un pod și pietonal și pentru autovehicole. Și astfel această contesă a pus bazele constituirii acestui loc de recreere pentru clujeni. Apoi, în 1838, s-a creat un consiliu orășenesc care răspundea de amenajarea acestui loc. Ca până la urmă, cunoscutul și reputatul conte Imre Mico, un altruist, un mecen al Clujului, putem numi, va răspunde de această zonă în cadrul unei asociații a parcului. Și această asociație a parcului, care capătă un statut special din 1865, începe o amenajare a parcului asemănătoare cum este ea acum. Acum, parcul avea tot 3-4 alei.
Și spun, dacă începem din partea lui de est, să spunem o graniță, așa aproximativ, Teatrul Maghiar de astăzi, acolo era o grădină pe partea stângă, cum mergem din direcția est-vest, aparținătoare era familia Banfi. Ei, această grădină între timp a fost cumpărată de stat. Bine, acolo se va fonda și o școală, dar acum vorbim de alei. Erau trei alei la început. Alea principală, care este și astăzi, pe care majoritatea sportivilor sau amatorilor de sport fac jogging, avea 12 metri lățime și pe acolo mergea lumea bună a Clujului cu caleștile, pentru că nu erau mașini. Pe partea dinspre Someș era o alee, unde era o modă a timpului secolului, a vremurilor secolului 19, domnii, gentilomii din vremea respectivă, erau la echitație, deci călărie, și arătau exemplarele cabaline, bineînțeles, care erau de valoare. Și doamnele pe unde se plimbau? Doamnele se plimbau cu trăsurile, general, imediat o să-ți spun. Pe partea dinspre actuala facultate de chimie erau alee pietonale, numai pietoni. Mai erau alee aici, în zona asta, care era folosită de velocipede. Velocipedele sunt strămoșele, între ghilimele, ale bicicletelor. Deci, la finele secolului al XIX-lea, când aceste velocipede intră în moda clujenilor de atunci, aici se făceau tururile cicliste ale clujenilor. Ce m-a întrebat de alea femeilor, a doamnelor, era legată de podul Elisabeta, de care am vorbit episodul trecut când am vorbit de cetățuie, care lega parcul de zona dealului Cömel sau cetățuia, cum îi spunem noi astăzi, o alee prin serpentine și în general, deci prin serpentine urca, în general doamnele acolo se plimbau, dar se plimbau și cu trăsurile, fi convinsă, pentru că astfel își arătau opulența. Amenajarea oazei de verdeață, care se întinde pe 13 hectare, a durat mai multe decenii. La începutul secolului 20, în apropierea parcului, a fost construită o instituție emblematică pentru istoria locală. Parcul are, de exemplu, este o stradă, astăzi numită strada Oron Ianuș. Ei, am vorbit înainte de vreo 2-3 minute de acea grădină Banfi, care a fost cumpărată de către oraș, și acolo s-a ridicat o școală, o școală de fete, care inițial funcționase pe strada actuală 21 decembrie numărul 17, și această școală, fondată la debutul secolului al XX-lea, e cunoscută de clujenii vechi de Gerando. De ce? Pentru că directoarea ei, prima ei directoare, Antonina de Gerando, născută la Paris, și fiica lui August de Gerando, care scrie foarte frumos despre Transilvania, căsătorită cu o membră a familiei Telechi, va dirija această școală. Și înainte de a se numi strada Oron Ianuș, care poartă numele celebrului scriitor maghiar, s-a numit Antonina de Gerando, o școală de fete cu gradul, cu rangul de liceu. Mai exista una în Cluj, dar era religioasă, Marianum, actualul sediu al Facultății de Filologie. Ei, tot în zona respectivă și cam tot în această perioadă, la debutul secolului 20, era grădina familiei Racoții. Ei, astăzi vedem 8 imobile mari, a câte 2 etaje, care și astăzi aparțin acelei organizații laico-ecleziastice numită Statusul Romano-Catolic. De fapt, aceștia administrează veniturile Bisericii Catolice. Parcul, bine, și astea țin de parc, dar parcul, la început, culmea ironiei, erau plopi. Acum nu mai sunt plopi. Cel mai vechi copac de astăzi, bine, acum nu are o vârstă exactă, că poate mă întreb câți ani are, oricum are destui, aproape 2 secole, este la confluența străzii Oron Ianuș, pe colț acolo cu, în apropiere este parcul de fitness. Sigur, parcul era locul de promenadă, locul unde care se sigure, aici era o serie de idile, o serie de, cum să spun, plimbări, mai mult sau mai puțin romantice. Dar parcul este, apropo de marele arhitect a Clujului, care fac o avantpremieră, că vom vorbi de clădirea casinoului și a chiosului imediat, acest tatăl său, Ludovic Pachei, al lui Ludovic Pachei, și el s-a ocupat de
acest parc, de asamblarea parcului. Acum, în parc, este un lucru inedit, pentru că, pe care mulți clujeni sau locuitori ai Clujului nu-l cunosc. Lângă actuala clădire care reprezintă sediul secției de pictură, o clădire care a fost realizată în 1942 după proiectul lui Coș Caroi, un alt celebru arhitect născut în Timișoara, este o alee pe diagonală care duce la podul dinspre Napoca. Și acela este un pod vechi, dar nu ăsta care îl vedem astăzi. Era un pod amintit în 1866 și tot prin parc făcea legătura cu viile clujenilor de atunci. Ei, nu asta am vrut să spun. Am vrut să spun că acolo este o bornă și scrie pe acea bornă 2404-1879. Ei, ce înseamnă lucrul acesta? Lucrul acesta înseamnă că reprezintă nunta de argint, adică 25 de ani de la căsătorie, a împăratului Austro-Ungariei, că vorbim de Austro-Ungaria de data asta, Francisc Iosif, cu celebra Elisabeta Sisi. Iar comitele de atunci al Clujului, Kalman Esterházy, noi am mai vorbit de celebra familie Esterházy, îl pune pe grădinarul Clujului de atunci, Zsobác Ferenc, să facă această piatră, cum să zic, bornă, care să pune data, și doi copaci care se reprezinte cuplul imperial. Un lucru foarte interesant, că acest Zsobác, acest grădinar, a fost învățător unui alt mare grădinar a Clujului, care clujenii mai vechi îl cunosc, Rudolf Palacai. Bun, asta e un lucru inedit. Acum suntem în zona cea mai pitorească, cea mai relaxantă, unde este lacul, vedem și rățuștele, mai sunt și lebede câteodată, chiar două lebede negre. Tradiția asta se ține, tradiția veche cu lebedele, dar să vorbim de ce se întâmplă. Spuneți-ne puțin și despre tradiția cu lebedele, pentru cei care nu știu. Tradiția cu lebedele, lebedele sunt niște păsări care, cum să zic, acum depinde de semantică, dar în general arată liniște, arată, cum să zic, un loc în care te simți bine și în care comunici cu natura și în măsura în care ceva aristocratic este simbolul acestei lebede. O să vezi multe lebede pe multe clădiri din Cluj, ca acel stil secesion. Cam la început de secolul 20 au fost aduse primele lebede, pe urmă tradiția a continuat și în perioada comunistă, și în perioada interbelică, și acum iarăși a revenit, un lucru foarte frumos, mai vedem copii aici hrănindu-le, sunt foarte multe rățuște, dar ce vreau să zic, acest lac artificial a fost, este proiectul unui alt celebru arhitect al Clujului, Anton Kagerbauer, care are foarte multe edificii în Cluj. În 1871, Asociația de Patinaj a Clujului închiriază acest loc pentru, clar, scopul, pentru că iarna era transformată în patinoar, iar insulița care poate să vede în fundal a fost făcută tot în acea perioadă, 1871-77, era un debarcader, să spunem așa, un loc în care patinatorii se schimbau, își luau patinele și își continuau sportul preferat iarna. La finele secolului al XIX, în 1896-98 probabil, unii spun 99, clădirea numită de către clujeni Chiosia, nu s-a numit niciodată Chios, dar având în vedere că este pe o altă insulă artificială a acestui lac, clujenii, făcând o similitudine cu insula Chios din arhipelagul grecesc, au numit-o și o numește astăzi Chios. Și astăzi ea s-a numit ori parc, ori carusel, ori depinde de denumiri. Era tot un sediu al unui debarcader în care nu numai bărcile vara, dar iarna, mai ales patinatorii, se echipau. Era prevăzut și un restaurant unde se servea ceai cald, vin cald. Aici existau concursuri naționale de patinaj, naționale, ne referim la Austro-Ungaria, internaționale, pentru că aici a dat reprezentații o fostă campioană mondială la începutul secolului 20, Lili Kronberg, este lucrul acesta atestat de poze pe care le avem. Lângă acest lac este așa numita clădire a casinoului. Nu casino, acum are două denumiri. Casina este loc în care se întrunea lumea pentru a dezbate probleme culturale. E adevărat, a avut această
funcție, dar la un moment dat, în debutul secolului 20, chiar în perioada interbelică, la început, era o ruletă la mezanin și atunci au spus casino. Înainte de primul război mondial, clădirea cu mezanin din Parcul Poporului a găzduit câteva evenimente care au ținut clujenii cu sufletul la gură. În perioada antebelică, aici s-au realizat și filme mute. Deși în acest spațiu s-au realizat filme mute, pe lângă alte spații din Cluj, regizate de celebrul pionier al cinematografiei mondiale, Ienu Ianovici, care a locuit în Cluj. Apoi, în perioada interbelică, această clădire a devenit sediul Muzeului Etnografic. Ea este inaugurată chiar de Carol al II-lea și de suita sa. Ca pe urmă, în anii de început al comunismului, această clădire era un fel de expoziție pentru textile, pentru îmbrăcăminte, pentru pantofi. Era cum să-i spun astăzi, un fel de showroom, ca să înțeleagă telespectatorii voștri mai tineri. Și ulterior a devenit un restaurant celebru al Clujului, celebru pentru că venea lumea bună, avea o grădină foarte frumoasă, avea un bar, avea un mezanin. Mezanin este între etaje, deci nu este nici etajul 1, nici parter, între, cum ar fi jos demisolul. Este un spațiu special, este cuvânt provenit din limba franceză, sigur are și filiații latine, dar nu intrăm acum în semantică filologică. Ce vreau să-ți spun, că acest loc era, mai ales în perioada comunistă, foarte frecventat de lumea bună a Clujului, ca de altfel Chiosul, care am uitat să-ți spun, era un restaurant celebru, mai ales pentru studenți. Exista aici un responsabil, Luvit Zembera. Acest responsabil știa fiecare facultate când ia bursa. De ce? Pentru că mulți studenți, neavând bani, luau pe cont. Exista și treaba asta. Să-ți mai spun niște evenimente foarte vesele care se întâmplau aici la restaurantul Chios. Studenții, și nu numai studenții, când aveau o victorie, chiar și fanii de fotbal, aveau obiceiul, bineînțeles că erau încălziți cu apă caldă, cu ghilimele de rigoare, apă de foc, se aruncau în lac. Și mulți dintre ei primeau amenzi de la miliția locală de atunci. Acum văd că nu mai este obiceiul ăsta, că atunci era miliția, și primeau amenzi usturătoare unii datorită acestei băi, că se trezeau și la propriu și la figurat. La propriu probabil se trezeau după ce luau amenda. La figurat nu știu dacă după baia pe care o făceau în lac. Era un obicei care cum mai exista un obicei că se urcau pe statuia celebrului rege Matia Corvin. De urcat se urcau, dar mai greu coborau. Deci Chiosul, oficial restaurant parc, așa îi spunea, era un loc în care foarte mulți clujeni veneau, indiferent că erau studenți sau nu erau studenți, dar în general tineret, pentru că până la ora 12, post-meridian, nu ante-meridian, puteai lua bere și mai ieftină. Lucru mai greu în perioada comunistă, mai ales în deceniul al IX-lea, înainte de Revoluție, accesibil pentru clujeni. Parcul, vezi, și astăzi există acele șanțulețe, acele mici canale care erau cu apă. Când eram și eu copil și ne jucam cu bărcuțele, era alimentat cu apă din canalul Morii. Pentru că la capătul, la extremitatea dinspre stadiona parcului, exista o mică stație care alimenta cu apă aceste șanțulețe, care copiii erau un deliciu pentru ei să se joace cu bărcuțele. Nota bine este de amintit că la debutul secolului al XX-lea, la capătul de vest al parcului, exista un depou de, sau semidepou de tramvaie. Parcul a ajuns celebru în toată Transilvania datorită unui teatru de vară construit de un arhitect neamț. În zona de est era un teatru de vară constituit în 1874 de un arhitect Zimmermann. Nota bene, teatrul obișnuit era unde este astăzi Colegiul Academic, pe strada Mihail Cogălnicianu. Nu era încă construit actualul sediu al Teatrului Național, din piața Avram Iancu. Și acest sediu al teatrului din 1870, teatru de vară. Deci aici lumea venea să se relaxeze. Ori mergea la un teatru, ori se plimba prin parc, ori mergea la casino. Între timp teatrul s-a și modernizat, clădirea între 1910-1911, o clădire realizată, acum e de formațiunea mea de istoric, Friedrich Spiegel îl chema pe arhitect. Și parcul era, cum este și astăzi, un brand extraordinar al Clujului. Sigur, el cunoaște aici parcul, era și locul, uite-te aici lângă noi, unde avem parcul de fitness, care este mai recent făcut.
Acum, pe vremuri, mai ales în perioada comunistă, erau șahiștii Clujului, bine, mai nu profesioniști. Aici se juca șah. Toți mari șahiști cu ghilimele de rigoare se juca și mai ales șah blitz. Era un loc foarte accesat de acești pătimași ai jocului minții. De asemenea, druckerii, adică fanii echipei de fotbal Universitatea Cluj, se adunau aici înainte de meci. Bine, ei se mai adunau și la chios până când s-a interzis consumul de alcool. Dar existau niște, mă refer în perioada interbelică, și amintesc unii bătrâni cine povestesc ce frumoase cântece studențe și nu numai erau interpretate aici de către fanii echipei de fotbal Universitatea. Acum nu se mai întâmplă lucrul acesta, din păcate. De asemenea, aici, în lângă parc, tot în extremitatea de vest, la mijlocul secolului al XIX-lea, a fost un ștrand, dar nu se, cum să spun, cu cabine. Dar nu a fi confundat cu ștrandul central al Clujului, care debutează în perioada interbelică și am înțeles că acum este în într-un proces de restaurare care se află în apropiere de clădirea hotelului Sport. În perioada interbelică avea două bazine mari și 500 de cabine. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că în acea perioadă a secolului XIX, strămoșii noștri clujeni făceau baie frumos în apele, între ghilimele, canalului Morii sau Morilor. Sigur, sfidau persoanele pudice. La foarte interesant, dacă vezi poze de epocă, o să te distrezi care era echipamentul de plajă și de baie a strămoșilor noștri. Deci aceste locuri erau frecventate. De asemenea, în capătul de est, unde este acum acel monument ridicat în 2006 în cinstea luptei eroilor anticomuniști. Acolo a fost un niște băi numite Diana, băi cu aburi, ulterior au fost și un bazin, toate erau gestionate de un doctor celebru al Clujului de atunci, Gustav Sombatelli, care stătea la casa de la numărul 16 de pe actuala stradă Memorandumului și nota bene, mai puțin știe lumea, și acolo era un patinoar improvizat iarna, dar acolo biletele erau mai ieftine decât aici. Patinarul acesta care s-a desființat după al doilea război mondial și locul a luat un patinoar în spatele actualei biserici reformate cu două turnuri. Deci existau două patinoare, exista la capătul băile Diana, ele au fost dezafectate numai în 1930. Acolo era și un restaurant celebru, Lumea Nouă. Deci Clujul secolului XIX, care îl putem vedea în poze de epocă, era intens, cum să zic, dinamizat de această zonă, care și astăzi este o zonă foarte plăcută a Clujului. Această emisiune minunată este sprijinită de Promelec.